După trei înfrângeri consecutive, Gloria Buzău a reușit sâmbătă o victorie importantă pe teren propriu. Divizionara secundă a reușit să se impună cu scorul de 1-0 în partida cu formația ilfoveană CS Balotești. Singurul gol al partidei a fost marcat de Adrian Răduca în minutul 72 din lovitură de la 11 metri. Înainte de gol, buzoienii au mai ratat două mari ocazii de a marca prin Dorin Burlacu în minutele 13 și 40. Oaspeții au irosit și ei o ocazie uriașă de gol la scorul de 0-0 prin Antonache. În urma acestei victorii, Gloria Buzău a acumulat 10 puncte și a urcat de pe locul 12 până pe locul 9 în clasamentul seriei 1, deasupra unor foste formații de primă ligă precum Oțelul Galați sau Ceahlăul Piatra Neamț.